Ieri, lucrătorii de la sectorul Poliției de Frontieră Sarasău au fost sesizați despre faptul că în albia râului Tisa, în zona localității Remeți, a fost descoperit cadavrul unui bărbat. Site-ul vasiledale.ro precizează că acesta se afla la aproximativ 30 de metri pe malul românesc, pe direcția localității Remeți. Stabilirea cu exactitate a ceea ce s-a întâmplat fiind în sarcina Inspectoratului de Poliție a județului Maramureș. În acest caz este vorba despre un bărbat de 33 de ani, iar cercetările continuă într-un dosar penal întocmit pentru ucidere din culpă. Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației comunică faptul că de la începutul conflictului în Ucraina, mai exact din data de 24 februarie 2022, și până în prezent, au fost depistați pe raza județelor Maramureș și Suceava în jur de 9.000 de cetățeni ucraineni, care au declarat că au fugit din Ucraina din cauza războiului. 10 dintre ei și-au pierdut viața în apele râului Tisa.